Rețeta se cheamă tajin de somon cu ingredienta, de vorba de Nordul Africa. Manghinare, frunze, nu se mănânci. Trebuie să știi cum se curăța manghinare. Primul rând, prima etapă, cu mâna, trebuie să se curățăm de fund de anghinare, așa cu mâna puțin, până să iasă așa albe. Acum, toată zona aia, de jos, din sus, aproape un centimetru, trebuie să tăiem. Cam așa. Cu cuțitul și curățăm încet, încet. Acum, să ia lămâi cu apă rece, curățăm de frunze, cu cuțitul. La o înghinare, o rămân numai de inima. Tot timpul se rămân în apa cu lămâi. Azi se fie albe. La untru are niște păr natural. Părul lui natural. Părul ăsta trebuie să scoate. Cu lingura, o cu linguriță, trebuie să scoate toate. Asta. Păi manghinare curățat. Același lucru ce am făcut eu, văzut? Asta fier deja, cu apa și cu sare. 15 minute. Avem aici apa, puțin sare și noi băgăm de anghinare la fier. Avem aici oala, se cheamă tajin, este oala specială. Trebuie noi să tăiem de pește medalion, cam așa. Facem 3 porții, roșii, bineînțeles, spalat. Roșii trebuie să fie puțin mai moi. Tăia rundel în fundul tajinul, arde capia, 2 pe jumătate. După aceea ia petrujen peste roșii și ardei, să tăiem la fel. Ia puțin coriandru, usturoi pe jumătate. Trebuie să facem marinada, boia, aproape o lingură jumătate sănătoasă, așa bună, sare, ulei de măslină. Să mestecăm toate împreună. Ia de somonul, să așezăm peste legume. Cine nu are tajin, putea să folosește oala normală, dar să nu se fie adâncă. Toate sosul cu ulei peste somonul. După aia, ia de anghinare pe jumătate, lângă somonul. Și restul, pentru decorațiune, după se așezăm la masă. Trebuie apa puțin, nu multe, pentru avem roșii, are apa și avem de ardei. Nu uitam, da? Se mestecat cum trebuie, toate ingredientele. Așa. Și acum trebuie să închide. Și acum direct la aragaz, în foc, nu așa tare. 35 de minute, maximum 40 de minute în aragaz. Haideți să vedem secretul cum se fir peștele tajinul Nordul Africa în tajinul lor. Uite cum arată. Uite cum arată. Fiert așa frumos, cu pofta. Tajinul ăsta este gata deja. Scoate. Trebuie deschis. Așa. Acum, ia restul de anghinare. Poți să ne tăiem așa pe jumătate, pe un sfert. Să aruncăm pe el. Așa. Și l-am frășit petrujen. Tocat foarte, foarte mărunt. Peștele Nordul Africa este gata cu tot ingredienta, cu ardei și cu usturoi, mirodenii, coriandru, anghinare, ulei de măslină. Mă doresc pafte mare!